La începutul acestei săptămâni, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a alocat buget pentru derularea noului program național de boli cardiovasculare cu privire la tratamentul gratuit al pacienților cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutantă, montare de stent la pacienții cronici. Spitalul județean de urgență Suceava fiind avizat în prealabil de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava pentru derularea acestuia, a anunțat președintele director general al CEASE Suceava, doctorul Claudiu Cobuz. Potrivit acestuia, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a încheiat un act adițional cu Spitalul județean de urgență Suceava prin care a alocat suma de 210.450 de lei pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2018. Această sumă va fi utilizată de Spitalul județean județean Suceava în perioada imediat următoare pentru achiziționarea materialelor sanitare necesare derulării acestui program, a precizat șeful CEAS Suceava. Acesta a menționat că un element de noutate îl reprezintă completarea programului de ortopedie cu tratamentul instabilității articulare prin implanturi de fixare, derulat de Spitalul Județean Suceava, pentru care s-a alocat suma de 12.000 de lei. În calitate de administrator al bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava deschide accesul asiguraților la servicii medicale complexe și de o bună calitate, a subliniat Claudiu Cobuz.